Alro S.A., companie care este printre cei mai mari producători de aluminiu din Europa Centrală și de Est, companie care s-a confruntat în acest an cu probleme din cauza creșterii prețului și atât la energie electrică, cât și la aluminiu. Prețul aluminiului a înregistrat cotații de peste 3.000 de dolari pe tonă în primul trimestru, timp ce în trimestrul al doilea a ajuns la doar 2.500. Media pentru prima jumătate a anului 2022 a fost de aproximativ 3.082 de dolari pe tonă, cu 37% mai mare decât în primul semestru al anului trecut. Cea mai mare valoare a fost de 3.985 de dolari pe tonă, înregistrată în martie, în timp ce în acest semestru aluminiul a atins un nivel maxim de 2.565 de tone în luna mai, de dolari pe tonă în luna mai. Pe de altă parte, stocurile de aluminiu tranzacționate pe bursa de mărfuri pentru metale din Londra au înregistrat la sfârșitul lunii iunie 2022 cel mai scăzut nivel din toate timpurile, respectiv 373.000 de tone, după scădere dramatică de 53% la sfârșitul anului trecut. Comparativ cu primul semestru din 2021, stocurile de aluminiu au scăzut cu 76%, iar estimările sunt în aceeași direcție, ținând cont de ultimele informații privind reducerea și suspendarea producției furnizate de fabrici de aluminiu din lume. Astfel, mai multe fabrici europene au fost nevoite să-și reducă capacitatea de producție sau chiar să închidă complet, având în vedere că Europa nu este sigură din perspectiva furnizării de gaze, deoarece Rusia poate opri livrările oricând, iar conflictul din Ucraina nu pare aproape de sfârșit. Criza actuală, spun cei de la Anglo, se adâncește, iar impactul asupra pieței de energie este și mai semnificativ. În plus, pandemia de COVID-19, care a fost urmată de criza energetică, a dus ulterior la o criză a materiilor prime, astfel că de la sfârșitul anului trecut, toate fabricile de aluminiu se confruntă cu un deficit critic în aprovizionarea cu magneziu. Aproximativ 95% din livrările de magneziu din Europa provin din China, unde prețul pentru această materie primă a atins cel mai ridicat nivel în toate timpurile. Practic, prețurile s-au stabilizat la un nivel dublu față de acum 6 luni, astfel că vânzările consolidate ale grupului au fost mai mari cu 39%, respectiv 2 miliarde 100 de milioane de lei. Grupul a beneficiat în primul semestru de o creștere a cererii pentru plăci și produse extrudate, care sunt produsele cele mai profitabile ale grupului, și de o tendință crescătoare a cotațiilor aluminiului și de o rată de schimb favorabilă. Astfel, Arva a raportat în primul semestru de 2022 vânzări de aproape 2 miliarde de lei pe baza unei evoluții bune a diviziilor sale de aluminiu primar și prelucrat. Contribuția vânzărilor segmentului aluminiu primar către terți a fost de 526 de milioane de lei și a reprezentat 25% din veniturile totale ale grupului. Vânzările către terți au reprezentat 71% din veniturile totale din primul semestru. Cererea puternică de plăci pentru sectorul aeronautic și de produse extrudate au fost principalii factori declanșatori ai acestor rezultate bune în segmentul aluminiu prelucrat. În primul semestru din 2022 și în special în trimestrul al doilea, sectorul aeronautic a devenit din ce în ce mai activ în comparație cu 2021 și continuă să prezinte semne de cerere bună pentru finalul acestui an. Alți factori care au contribuit la creșterea vânzărilor au fost evoluția bună a aluminiului, așa cum spuneam, creșterea primelor de vânzare și aprecierea dolarului american. Rezultatul net al grupului pentru primele 6 luni a fost un profit de 15,31 milioane lei față de o pierdere de 47,57 milioane lei în primul semestru din anul trecut.
chiar dacă grupul a raportat o creștere a veniturilor din vânzări pentru perioada analizată, datorată nivelului mai ridicat a cererii susținute de performanța excelentă a sectoarelor aeronautic și extrudat și a beneficiat de creșterea cursului de schimb și de evoluția favorabilă a cotației aluminiului, acești factori pozitivi nu au putut compensa decât parțial prețurile prohibitive ale utilităților și materiilor prime cu care ARO s-a confruntat în prima jumătate a anului 2022 și care au avut un impact negativ asupra rezultatelor financiare generale. Avem și câteva slide-uri legate de indicatori ai grupului ARO, respectiv vedeți aici producția de aluminiu primar și prelucrat, de aluminiu și de bauxită, partea de vânzări, EBITDA și marja EBITDA și rezultatul pe acțiune. La fel, vedem ce înseamnă ca și valoarea vânzărilor pe segmente către terți a grupului ARO. Vedem că cea mai mare parte este aluminiu prelucrat, urmat de aluminiu primar. A crescut semnificativ partea, valoarea de vânzări a aluminiului prelucrat de la 49% în primul semestru din 2021 la 71% în dauna vânzărilor de aluminiu primar.